cu această inițiativă în scopul de a face cunoscute atât dumneavoastră cât și opinii publice unele realizări ale colegilor cu care lucrăm, colegi și polițiști de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă. După cum am mai spus, Gardul de Coastă este una dintre structurile teritoriale, unul dintre inspectoratele teritoriale, dintre cele 6 inspectorate teritoriale ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Avem responsabilitate, ca și zonă de responsabilitate, pe teritoriul celor două județe, Constanța și Tulcea. Avem 13 structuri teritoriale în componență și mai nou 13 puncte de trecere a frontierei, după cum bine știți, s-a deschis și 9 puncte de trecere a frontierei, Isaccea Ordotca. Vreau să vă aduc la cunoștință câteva realizări în domeniul de competență. Perioada județului Constanța, la granița cu Bulgaria, sunt 5 puncte de trecere a frontierei, cu specific rutier. Două dintre acestea sunt închise, după cum bine știți, Limița și Dobromir, din cauza pandemiei COVID-19. În total sunt disponibile 7 benzi de control pe sensul de intrare în țară, respectiv 7 benzi de control pe sensul de ieșire. Pentru evitarea aglomerărilor, Garda de Coastă a dispus toate măsurile aflate în competență pentru reducerea timpurilor de așteptare și asigurarea unui control eficient și operativ. În acest sens a fost folosită la maxim capacitatea punctelor de trecere a frontierei și în cele mai aglomerate au fost utilizate toate arterele de control disponibile în limita configurației acestora. La baza rezultatelor obținute a stat gestionarea și utilizarea eficientă a resurselor, fiecare structură adoptându-și aportul în îndeplinirea obiectivelor asumate. De la începutul anului până în prezent au tranzitat punctele de trecere a frontierei rutiere din subordinea Gărzii de Coastă un număr de 863.000 de persoane și 327.000 de mijloace de transport. Comparativ cu perioada similară a anului 2019, se constată o scădere aproximativ 394% al numărului de călători și o scădere cu aproximativ 271,4% al numărului de mijloace de transport. Această scădere se datorează pandemiei de coronavirus COVID-19. Dacă într-o perioadă a lunii august a anului 2019 înregistram într-o zi de vârf, înregistram în jur de 50 de persoane pe ambele sensuri de intrare-ieșire, numai în punctul de trecere a frontierei, 50.000 de persoane pe cele două sensuri, intrare și ieșire, numai în punctul de trecere a frontierei Vama Veche. Practic, comparativ cu o zi normală a anului în care avem undeva la 1.000-1.200 de persoane, vă dați seama că anul trecut au fost depășite aceste limite de trafic cu peste 50 de ori în zilele de vârf. Comparativ cu acea perioadă, cu aceeași perioadă, anul acesta am avut maxim cel mai multe persoane, nu luăm ca și referință punct de trecere a frontierei Vama Veche, maxim 10.000 de persoane. Deci se vede o creștere semnificativă față anul trecut, știm cu toții care este cauza. Vreau să menționez faptul că în ciuda faptului că traficul ca și volum a fost mult mai redus, ne-am confruntat cu niște probleme deosebite din cauza aglomerărilor din punct de trecere a frontierei, pentru că au venit un număr foarte mare de mijloace de transport, un număr foarte mare de turiști, în același timp s-au prezentat. Avem toate instrumentele și toată pregătirea necesară pentru a gestiona astfel de cazuri. Și vreau să vă aduc la cunoștință că ne-am dat toată silința să păstrăm niște timp rezonabili, și anume un 20 de minute. Au fost momente în care timpii s-au ridicat la 50-60 de minute. Ei au fost reliefați pe macheta trafic online de pe platforma online a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, dar v-am spus, pe momente operative, când constatam aceste creșteri, luam măsurile necesare, sunt măsuri prevăzute de legislația în vigoare și de legislația europeană. Pentru a reduce timpii de așteptare. Vrem să scoatem în evidență deschiderea punctului de trecere a frontierei Isaccea. Începând cu 12 august, anul curent a devenit operațional la frontiera română-ucraineană, punctul de trecere a frontierei Isaccea-Orlovca. Punctul funcționează în subordinea Gărzii de Coastă, face legătura între localitățile Isaccea
pe teritoriul românesc și Orlovska pe teritoriul Ucrainei. Și este deschis traficul internațional de marfă. El este deschis traficul internațional de marfă și călători, dar în perioada aceasta există o hotărâre de guvern prin care, în baza căreia acest punct a fost deschis doar în regim transport marfă. Lucrările de amenajare au avut în vedere ca acesta să întrunească condițiile pentru a fi deschis în regim de trafic internațional conform catalogului Schengen. Astfel, punctul de trecere beneficiază de artele de control pentru fiecare sens, intrare și ieșire din țară, cabine de control, spații interioare, echipamente tehnice și IT. Personal care își desfășoară activitatea la supravegherea și controlul trecerii frontierei este asigurat de poliția de frontieră în cadrul structurilor gărzii de coastă. Spațiile și utilitățile necesare pentru desfășurarea activității de control în punctul de trecere a frontierei sunt asigurate de administratorul acestora, și anume societatea comercială Navrom BAC SRL Galați. Noul punct de trecere a frontierei se alătură celor 7 puncte de trecere cu specific rutier deschise traficului internațional la granița României cu Ucraina. Operaționalizarea lui urmă să asigure creșterea afluenței traficului de marfă între cele două state. Și pentru călători când? Pentru călători când, probabil când se va ieși din starea de alertă, când vor decide guvernanții. Traficul cu țigări de contrabandă este unul din punctele cheie pe care trebuie să-l atingem. Și am să vă relatez faptul că de la începutul anului 2020, poliția de frontieră din cadrul gărzii de coastă, în urma unor acțiuni desfășurate în zona de competență, au constatat 26 de cazuri în care au fost implicate 34 de persoane, fiind reținute în vederea confiscării cantitatea de 486.154 pachete de țigări, în valoare de 5.919.000 de lei. Capturile au fost realizate atât în punctele de trecere a frontierei, cât și pe căile de comunicații sau în localitățile din zona de competență a gărzii de coastă, având la bază informațiile reținute la nivelul structurilor teritoriale. Aș vrea să vă relatez un caz semnificativ din data de 19 august 2020, unde în portul Constanța Sud Agigea s-a efectuat controlul fizic al unui container selectat de către garda de coastă, în baza unei informații, de către poliția de frontieră din cadrul Serviciului Prevenirea și Combaterea Migrației Ilegale și Infracționalității Transfrontaliere. Conform documentelor de transport, containerul trebuia să fie încărcat cu mobilier din material plastic, având ca proveniență Emiratele Arabe Unite pentru o firmă din România. La deschiderea containerului, poliția de frontieră și lucrătorii vamali au constatat că în partea din față se aflau cutii care conțineau obiecte de mobilier menționate în documente, iar restul containerului fiind încărcat cu cutii de carton ce conțineau țigări de proveniență duty free. Containerul a fost transportat la sediul gărzii de coastă, unde în urma inventarierii a rezultat cantitatea de 412.050 pachete de țigări în valoare de 4.944.600 de lei, aproximativ 1 milion de euro. Țigările au fost ridicate de poliții de frontieră în vederea confiscării. O să vă invităm să vedeți locația în camera de corpuri de delicte, efectiv cum arată un container plin de țigări distribuite carton cu carton. În cauza poliției de frontieră, sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, a efectuat cercetări sub aspectul săgoșii.